Ministrul Apărării Naționale Mihnea Motoc, împreună cu șeful statului major general Nicolae Ciucă, au fost prezenți astăzi la Buzău. Ei au vizitat mai multe unități militare, printre care Brigada de Informații Militare și Batalionul 6 Operațiuni Speciale, apoi au avut o întrevedere cu militarii Diviziei 2 Infanterie Getica. Oficialul de la București a vrut să verifice condițiile și nivelul de pregătire ale militarilor și a ales drept reper Unitatea Militară Buzoiană. Ce ar putea contribui mai mult la optimizarea gestiunii de carieră militară, și am dorit să o știu de la o unitate de elită și o unitate care este confruntată cu sarcini foarte, foarte complexe, respectiv ce ar putea să reprezinte pentru cei care urmează să vină, ce ar putea să reprezinte creșterea atractivității, spunerea atractivității profesiei militare. Mihnea Motoc a dat asigurări de la Buzău că bugetul din acest an va putea permite majorările salariale ale angajaților armatei, dar și pentru pensiile militare. Totodată, ministrul apărării a anunțat că 2016 nu va fi un an ușor în ceea ce privește cerințele militare. Un an care nu va fi mai ușor sub aspectul cerințelor militare aflate în fața diviziei, dar va fi cu certitudine, sunt încredințat de acest lucru, mai bun, inclusiv pentru că alocarea bugetară pentru apărare este sensibil crescută. La final, Mihnea Motoc a declarat că anul 2016 va fi unul mai bogat în exerciții pentru militarii buzoieni, care sunt instruiți periodic atât pentru misiuni naționale, cât și în afara țării, exerciții ce au drept scop creșterea nivelului de pregătire a militarilor.